Tot mai multe persoane fără pregătire profesională găsim în funcții cheie. Toate acestea în timp ce proaspeți absolvenți abia dacă își găsesc un loc de muncă în domeniul pe care l-au studiat. Fără pregătire profesională în funcții cheie. Acesta va fi sloganul care va reprezenta piața muncii din România. Ne întrebăm pe ce criterii profesionale sunt puși în funcție mai mulți directori, șefi, reprezentanți ai instituțiilor de stat. Funcții cheie importante. Sunt ocupate de persoane nepregătite din punct de vedere profesional. Într-adevăr, sunt foarte nepregătite, nu? Nepregătite. Din cauza aia suntem unde suntem. Așa este. Pentru că se pun politic. Punându-se politic, ia până cu toare care a obținut o diplomă pe partea elaltă, cum sunt și acei destui, cunosc eu, care s-au făcut juriști, s-au făcut ingineri, fără să facă o oră de curs într-unul din amfiteatrele din București, cum am făcut eu. Capitalismul ăsta de cumetrie, că de acolo a început cu ăstea de cumetrie, cu șpăgile, cu pilele și așa mai departe. Deci, și nu știu, și mă doare că personal cred că nu o să se termine niciodată. Nu știu dacă o să ne trezim, pentru că și acum cu toate necazurile care sunt, oamenii nu ies în stradă. Că numai așa putem să-i schimbăm, să vină alții și alții și alții, până poate ori veni și cei care țin cu poporul, nu cu propriile buzunare. Funcțiile cheie sunt ocupate de persoane incompetente. Asta e România. Mulți tineri renunță la a-și mai termina studiile din simplu fapt că posibilitatea de a se și angaja în domeniul pe care îl studiază este una foarte mică.